Bun găsit, stimați telespectatori. Mă bucur să ne regăsim la emisiunea Să-l cunosc pe el. După cum v-am obișnuit, cred, de aici, din studioul de la Cluj, devenit între timp studio principal al Credo TV, am avut foarte mulți invitați care și-au povestit istoria personală a modului în care au ajuns să-l cunoască pe Dumnezeu. Practic, am avut invitați din aproape toate cultele creștine din România, n-am avut însă până acum din cultul reformat. Mă bucur că în această zi avem un astfel de invitat sau astfel de invitați, pentru că domnul preot reformat Bodiș Micloș este aici împreună cu soția Etelco. Veniți din țara Hațegului. Bine ați venit sau Isten Hozot? Békesség Istentől, pacea Domnului. Mulțumim. Și fiți binecuvântați de Domnul Iisus Hristos. Mulțumim. Am vrea să știm modul în care Dumnezeu v-a schimbat traiectoria vieții. Ați ajuns într-un impas major, anticipez pentru telespectatori. Domnul preot Micloș a ajuns la un moment dat gata să se sinucide, să-și ia viața. Dumnezeu s-a îndurat într-un mod miraculos. Ulterior, soția a trecut prin împrejurări dramatice de sănătate, practic declarată ca și trecută în veșnicie de medici și totuși Dumnezeu a avut milă și a prelungit viața pe acest pământ. Nu ca și cum trecerea dincolo ar fi neapărat o nenorocire, dar sigur aveți, am înțeles, și două fetițe. La ce vârstă? Și e nevoie de părinți. Ce fetița vârstă? Mare, Etelco Olet, învață aici la Cluj, la Colegiul Teologic, și are vârsta de 18 ani și avem o fetiță, Erzsi Betemese, care învață la Haceg, la școală română, are 14 ani împliniți. Să vă aducă bucurie și nepoței, nu-i așa? Să știți că este extraordinar să fii bunic. Eu am experimentat așa ceva. Vrem să aflăm așadar, pornind din copilărie, modul în care Dumnezeu v-a dirijat înspre acest gen de lucrare, lucrarea spirituală, lucrarea în domeniul religios. De unde sunteți deloc și dumneavoastră și soția, și mergem cronologic spre momentul culminant al, să zic așa, al pericolului maxim prin care ați trecut și apoi al zorilor unei noi dimineți, să spun așa, momentul nașterii din nou. Eu m-am născut aici în județul Cluj, în zona Călata, lângă Huiedin, la izvorul Crișului. Și de mic copil, de când îmi aduc aminte, pot să spun că m-am crescut la biserică. Părinții mei erau credincioși și la noi, cu sora mea, am o soră mai mare de 8 ani, nu se punea întrebarea duminică unde merge familia. Noi de mic copil ne duceam și înainte de masă și după masă duminică la biserică, la studiu biblic pentru tineri, pentru copii, și ne-am crescut în brațul bisericii, pot să spun. Dar când mă gândesc la cele 19 ani care am petrecut în satul meu natal, când mă gândesc la copilărie și la tinerețe, așa invidiez pe copiii aceia pe care o văd în țara Hațegului la o evangelizare, mici, mai mari, pentru că la noi în sat, în acest timp de 19 ani, n-a venit un om. N-am auzit niciodată să vorbească cineva în biserică, în afara bisericii, despre ce a zis Iisus lui Nicodim într-o seară, că fără a te naște din nou nu vei vedea niciodată împărăția lui Dumnezeu, nu să pășești acolo, să pui piciorul acolo. Dar în pregătirea aceea de care vorbea, studiile biblice, niciodată nu se ajungea în zona aceea? Nu se ajungea la pocăință, la întoarcere de Domnul, se predica o evoluție sufletească, hai la biserică. Cele 10 porunci? Da, cele 10 porunci, legi după legi, asta trebuie făcut, așa trebuie făcut, trebuie să fii un bun creștin, un bun credincios, dar să te pocăiești, să te întorci la Domnul, despre aceasta nu era vorba. Ba mai mult, am văzut lucruri ciudate, am văzut cum prezbiterii bisericii, după cina Domnului, ies din biserică și intră la crâjmă.
Și viața asta schizofrenă nu înțelegeam niciodată cum sunt cu lucrurile astea. Și de mic copil mi-a venit un dor în inima mea de a mă face preot. În vremea aceea credeam, am vrut să fac un lucru din partea mea, un lucru bun pentru biserica mea, pentru religia mea, pentru neamul meu. Și toate lucrurile acestea vedeam prin preoție. Am ajuns la concluzia că dacă mă fac preot, o să pot ajuta pe oameni la maxim. La maxim. Într-o zonă de maximă importanță. Exact, exact. Și mă pregăteam de la 16 ani, pentru că în vremea aceea la facultate erau două locuri. Aici la Cluj era singura facultate maghiară reformată de preoți și erau două locuri. Și pe acele două locuri era 43 de candidați. Și era foarte greu de a se intra. Și am început pregătirile, m-am pregătit să intru la facultate. Vreo trei ani jumătate, da. Ca Domnul Iisus când s-a pregătit în lucrare. Da, mă pregăteam din literatura maghiară, din literatura română, din studiile biblice, din Sfânta Scriptură. Am luat pe de rost Scriptura, cântecele bisericii noastre. Dar la 16 ani m-am confruntat cu o întrebare cu care m-am dus la preotul meu din sat, care mă pregătea pentru facultate, și l-am întrebat: părinte, am o întrebare. Dacă eu mă fac preot, mă mai pot duce cu tineretul la discotecă, la baluri, la chefuri, la nedei, cu fetele, cu băutura? Și el s-a uitat la mine și a zis: dragul meu, te poți duce, numai să ai grijă ca și acolo să rămâi a Domnului Iisus Hristos. Și eu când mă uit la viața mea și întreb: Doamne, unde a luat viața mea drumul către păpastie, către mocirlă, către pierzanie, ajung la momentul acesta, la sfatul acesta, pentru că în clipa aceea eu am înțeles că se poate trăi și în lume și se poate trăi și pentru Domnul Iisus Hristos. După întoarcerea mea la Domnul am citit din proverbele lui Solomon. Solomon zice: sunt căi care par bune pentru oameni, dar sfârșitul lor se duce, deci drumul ăsta se duce la pierzare. Și eu am luat pe drumul acesta, Domnul m-a ajutat, am intrat pe locul al doilea la facultate, am terminat cele 5 ani de teologie. 5 ani, mult timp. Da. Și da. Acum e tot, de fapt, acum s-a standardizat. Da, acum e mai mult, pentru că trebuie făcut și masterat. Și masteratul, da, am înțeles. Da. Și era interesant că și la teologie erau teologi care se pregăteau de a ajunge preoți, care erau creștini practicanți, să zic așa, dar nici ei, timp de 5 ani, n-a venit nici unul ca să-mi vorbească despre calea, adevărul și viața, cum trebuie să te naști din nou. Și să ai o relație cu Dumnezeu. Și să ai o relație, o părtășie vie cu Dumnezeu. Am terminat facultatea și am fost repartizat ca secretar de episcop aici la Cluj, lângă episcopul Cihă Calman. Și am primit o bisericuță din Sălaj, de unde în scurte vreme am ajuns la Alba, la o biserică mare de 1100 de membri, maghiari reformați, tot satul, și unde am dat tot ce am avut mai bun din mine. Biserica era plină, veneau o să le luăm mai pendelete, o să rugăm pe doamna Etelga să ne spună cum v-ați găsit unul pe celălalt, eventual ceva și din familia dumneavoastră pe linia cunoștinței despre Dumnezeu, a formării dumneavoastră ca și copil al Domnului. Îmi amintesc că
Când eram mică, tatăl meu iarna citea din Biblie și eu provin dintr-o localitate din lângă Huiedin, localitatea Sâncraiu, și tatăl meu a fost mult timp presbiterul al acestui biserici și totdeauna am văzut dragostea lui pentru biserică, pentru preot. Și preotul de acolo, de atunci, m-a iubit ca pe o fică, pot să spun. Îmi plăcea foarte mult să iubesc oamenii, să fiu printre oameni, să cânt. Și familia mea mergea duminică la biserică. Altfel nici nu puteam să închipuim viața noastră fără Dumnezeu. Și noi ne-am cunoscut în liceu. Care a avut inițiativa? Tânărul sau tânăra? De tânărul. A avut inițiativul și atât de bucuroasă am fost când am aflat că se pregătește ca să fie slujitorul lui Dumnezeu. Asta era culmea bucuriei mele, că o să fiu acolo nu numai duminică în biserică, deci în cursul săptămânii ca soție o să ne ocupăm de oameni, îmi plac copiii și bătrânii și tinerii și eram foarte bucuroasă. V-ați gândit că nu putea să se căsătorească, din câte am înțeles, în acea perioadă un viitor preot reformat decât după ce termina școala. V-ați gândit că trebuie să așteptați 5 ani sau poate mai mult? Da, am gândit, părea foarte greu atâția ani de așteptare, dar după ce a venit Revoluția, atunci facultatea a îngăduit ca unii preoți care cer, teologi, și vrea să se căsătorească, să căsătorească. Deci s-a așteptat perioada? Da, m-a așteptat 6 ani. Deci eram în anul 3 când a venit Revoluția. M-a așteptat și de la armată, deci trecea 6 ani și dacă nu venea Revoluția, mai era încă 2, deci 8 ani trebuia să aștepte și după 6 ani ne-am căsătorit. Unde v-ați stabilit? Ați amintit oarecum, dar revenim. Ne-am stabilit aici în chirie la Cluj, pentru că pe mine mă lega facultatea, mă lega episcopia, deci eram aici cu carnetul de muncă și după aceea am plecat la parohia din Sălaj, din Cuzăplac. Cum de ați fost transferat sau știu eu, vi s-a dat acea sarcină, nu puteați să rămâneți în continuare la Cluj? Sau N-am vrut. Deci nu-mi plăcea episcopia. Eu deci era multă birocrație, probabil. Nu. Deci era un cadru plăcut la episcopie. Problema era că eu întotdeauna am vrut să mă fac preot de țară, nu cu cravată într-un birou, să stau acolo și să lucrez. Am fost redactor la un ziar pentru preoții din Transilvania și stăteam la ușa episcopului, acolo aveam masa și acolo făceam hârtiile, le pregăteam în fiecare zi, îl pofteam invitații. Deci toți, și acum mulți preoți să-ți bat să intre la Cluj, eu am vrut să fug de la Cluj. Interesant. Și să plec la țară, să lucrez pentru o comunitate, pentru un sat. Și ne-ați spus că ați ajuns într-o localitate unde erau 400 și mai târziu 1100 de oameni. 1100 erau membri și din acestea 1100 veneau la biserică într-o duminică 400. Nu erați împliniți în această slujire? Satisfacție din afară, și soția se ocupa, veneau tineri, enorm de mari, copii, cor cu copii. Știu că la ziua mamelor erau 130 de copii în corul bisericii și pe din afară se vedea că totul este ok. Satul se evolua în timpul slujirii noastre acolo și părea că totul merge bine, era problemă doar cu inima noastră, cu înăuntrul nostru. Iisus spune într-un loc în Sfânta Scriptură ce folosește unui om și Biblia greacă traduce așa, cât valorează
ce preț are un om dacă câștigă toată lumea, dacă tot satul zice, uai, ce bun este. Ce lelchi pastoral da, noi. Da, și în lăuntru său este gol. Iisus întreabă pe ucenici lângă lacul Tiberiade, copilaș, aveți ceva de mâncare? Și ei zic, Doamne, n-avem. Și Iisus nu întreabă de ce n-aveți, întreb eu, de ce n-ai Petru și Andrei și Ioan și Iacov și Toma și Natanael? Și răspunsul este, pentru că, Doamne Iisuse, Tu nu ești prezent cu noi. Și dacă Domnul Iisus Hristos nu este în lăuntrul tău, în inima ta, în viața ta, poți să ai o soție frumoasă, copilaș frumos, biserică plină, împliniri din afară, satisfacții, poți să ai carnet de muncă, haine de preot, salar bun, dar înăuntru ești gol. Cum v-a conștientizat Dumnezeu de această goliciune lăuntrică? Pentru că cineva spunea, nu e greu să fii mântuit, e greu să dorești să fii mântuit sau că, să conștientizezi că ai nevoie totuși de mântuire. Da. Preot nemântuit, e posibil așa ceva? Da, este posibil. Sau pastor nemântuit sau știu orice. Da, da. Cu cea mai bună credință, colegii mei m-au întrebat când m-am întors la Domnul Miclos, ce s-a schimbat? Că tu și acum, până acum erai un băiat vesel, nu ai luat atitudini împotriva acelora care altcumva manifestau credința, nu ai fost împotrivă niciodată, te-am văzut zâmbând, care este, aveai biserica plină, predicai bine, care-i diferența că zici că te-ai întors la Domnul acum? Și eu întotdeauna explic așa că este un lucru ca să știi că la Cluj este un medic bun. Îl știi numele, știi adresa, știi pe cine l-a vindecat, câți bani a luat sau a făcut gratis și pentru că l-ai citit, l-ai văzut prin televizor. Și mergi la oameni și zici, uitați, este un medic la Cluj, se numește Domnul Iisus Hristos, stă acolo, știi unde stă. L-a vindecat pe Bartimeu, pe Maria Magdalena, l-a vindecat pe orbul de la lacul Siloam. Și zici oamenilor și uite, nu ia bani, harul e gratis, dar tu nu l-ai întâlnit niciodată, nu l-ai văzut, nu ai fost în cabinetul lui, n-ai vorbit cu el, n-ai o părtășie vie. Asta este diferența. Că poți să vorbești despre cineva știind toată Scriptura, dar nu-l cunoști. Și diavolul, să ne fie cu scuze, știe foarte bine Scriptura. Exact. Cu alte cuvinte, absența relației cu Domnul, acesta este, de fapt, necazul celor care nu se mântuiesc și exact. Dobândirea relației cu Domnul e ceea ce da. Vă și trebuie. Mai ales, și cum anume, vă rog. Da, și mai ales dacă ești preot și dorești cu toate dragostea să servești, să slujești oamenilor și nu lui Dumnezeu, trebuie să dai, dai, dai. Și dai până când o ai. Și până când ce mai ai. Și devii tot mai gol. Mai gol, mai gol, că ai dat totul. Ai expirat mai mult decât ai inspirat. Exact. Dacă nu te-ai dus la acela care pe munte a zis că a venit Andrei și a zis că e foame, dați, dar de unde? Și dacă în fiecare dimineață nu te umpli cu cuvânt, cu el, atunci te umple altcineva. Și golul nu rămâne și gol. Vine și disperarea. Da, vine poftele, vin ispitele și dorințele și așa am ajuns eu gol ca să mă umplu cu un fiu risipitor de la oala porcilor. Și într-o zi am ajuns la concluzia, pentru că și dacă ești într-o stare din ăsta că dai, dai, dai și rămâi uscat... Ești în pericol, dacă îmi permiteți chiar o ilustrație a Domnului Iisus. Domnul Iisus spunea că dacă cineva își curăță inima
și nu o umple, nu o populează cu ce ar trebui, Duhul cel rău care a ieșit din inima omului sau pornirile lui negative se însoțesc, se asociază cu alte porniri și duhuri rele și starea... Merge și spune, haideți băieți că mai e loc. E loc acolo. Și se umple omul cu întunericul. Și așa am ajuns eu într-o seară, eu o numesc seara lui Irod, pentru că în viața lui Irod atunci s-au legat tot, prietenii, băutura, femeile, dansul, cheful, tot. Și a venit... Se pare că și uciderea. A venit Satana într-o clipă din ăsta și l-a întrebat ce vrei să-ți dau. Și dorința era conștiința ta, Irod. Ioan Botezătorul, că mai, asta capul, mai era... Capul lui Ioan Botezătorul. Exact. Și Irod în acea seară și-a ucis conștiința. Și eu într-o zi am ajuns, într-o seară de ispită, la gândul de a înșela soția, dar în gândul acesta și în demersul ăsta, Domnul m-a oprit pe drumul ăsta și n-am putut face, nu am făcut niciodată. Și... În clipa asta, toate păcatele mele săvârșite în timp de 30 de ani, în momentul acela au căzut peste mine. Am înțeles și mi-am dat seama unde poate să ajungă un om. Cu cea mai bună credință, unde poate cele mai bune intenții să ajungă fără Domnul, fără Domnul Iisus Hristos. Și eu în momentul acela știam că eu ca preot nu voi mai putea face lucrul acela ca să iau pâinea, trupul Domnului, să-l frâng și să dau unui om în mână și să zic, asta este trupul Domnului și eu să mă uit în ochii lui cum mă uit în ochii dumneavoastră acum. Și pentru mine aici s-a închis drumul, am ajuns la concluzia aceea de a se sinucide, n-am mai văzut cale de ieșire, drum. În schizofrenia asta n-am mai avut altă posibilitate și nu s-a trezit întunericul. Toți demonii care, cum ați zis, au venit în timp în mine, ei s-au sculat, n-am dormit 3 zile și 3 nopți, n-am putut dormi din lupta asta sufletească. Și asta s-a terminat, am bătut țărușul în grădina bisericii pentru loc de înmormântare, am intrat la parohie și am scris o scrisoare de adio prezbiterilor și am făcut demers cum să mă înmormânteze. Și aveam o singură datorie, de a duce soția și fetițele în siguranță, acasă, aici, în Cluj. Și eram hotărât, trabantul era și așa din carton și știau toată lumea că conduc cu trabant cu viteză, de multe ori arăta 120, dar eu mergeam și mai mult decât 120 și m-am hotărât să mă bag sub un tir singur cu trabantul, părea așa de simplu. Intru sub un tir, nu afectez viața nimănui și cu ăsta se va termina totul. Decât suferința și lupta asta pe care o aveam, starea aceea de disperare, mai bine moartea și cu asta întuneric se va rupe firul. Și am terminat această viață. Ce știam eu de iad? Și ce va urma după... Nu se prea accentua această perspectivă a suferinței veșnice pentru cei care, mă rog, se sinucid sau care mor neîmpăcați cu Domnul? Vedeți, am fost la multe înmormântări. La fiecare mormântare, oricum a trăit omul, este obiceiul ăsta și în biserica noastră și în alte biserici, preotul îl predică în cer. Și dacă tu tot asculți că s-a dus la Domnul, de unde? De la crâjmă, de la preacurvie,
de la beție, de la hoție, de la pușcărie, tot la Domnul. În clipa aceea nu a contat nimic, nu m-am gândit ce va fi, m-am gândit doar la lucrul ăla să se termine odată, lucrul acesta. Și am pornit către acasă, dar cred că familia a simțit ceva și nu s-au dezlipit de mine. N-am putut scoate din mașină și în ziua următoare tot s-au băgat în am vrut să plec fără să iau rămas bun. Ei s-au legat de mine și era interesant că ne-am inscris într-o săptămână de conferință din Ungaria, care era foarte ieftin datorită faptului că acolo se făcea un studiu biblic. Nu știam în vremea aceea că organizau treziții din Ungaria, cei care s-au întors la Domnul. Eu am zis, era un fel de Felix și îmi trebuia pentru os, m-am înscris acolo. Ei au zis, uitați, dacă participați la studiul ăsta de o săptămână, la jumătate preț puteți participa. Cam în ce an era? În 98. În iarna anului, în februarie 98 era. Și ne-am dus și intram în încăperea aceea unde trebuia să fii toată săptămâna. Deja nu mai puteam umbla. Frații de acolo ziceau, Micloș, parcă pui purtai pe povară în spatele tău o piatră mare. Din cauza păcatului și fizic și trupesc, deja eram îndoit în două la 30 de ani, sănătos, voinic. Și am intrat în încăperea aceea și un duh imediat zicea, nu ești la locul potrivit, nu vezi că ăștia diferă, asta nu-i domeniul tău. Aici alții, ăsta era, și vedeam trei preoți reformați care la urmă au mărturisit cum s-au întors la Domnul și vedeam că-s diferiți de mine și nu înțelegeam care-i diferența, de ce strălucesc ăștia la față, de ce îi ard ochii, pentru că până atunci mie mi s-a spus că doar baptiștii și pentecostalii se pocăiesc. Ăsta e obiceiul lor, un fel de obicei a bisericii, de a se întoarce metodiștii, adventiștii, ei se pocăiesc. Un fel de a deveni neoprotestanți. Exact. Se schimbă religia. În seara aceea eu am văzut trei preoți pocăiți în pensie, deci au trăit, unul în fața cancerului, mai avea câteva zile de trăit, celălalt a pierdut soția, al treilea a trecut prin lagerele lui Stalin și ăștia străluceau la față, scânteiau ochii. Și frânt și amărât așa cum eram, ne-am băgat în spate, în ultimul rând, nu ne cunoștea nimeni, familia, și aveam tot gândul ăsta, cum să fac să când venea un tir pe drum, venea gândul, venea o voce, hai acum, trage acum volanul. Dar întotdeauna mă rățineam, e familia în spate, și am tras înapoi volanul, am ajuns la locul acela și în seara aceea s-a citit cuvântul de la Ambon, unul dintre preoții ăștia, și în momentul de la prima propoziție, de la prima voce, simțeam că s-a întâmplat un lucru ciudat. Au dispărut oamenii din sală. Simțeam că-s acolo, dar parcă nu mai erau. A dispărut omul de la amvon. Nu mai era voce de om. Știam că aici, prin omul ăsta este numai vasul. Vorbește cineva mai mare, cu mine specialistul în teologie, care a terminat teologia cu 9,75, asta era media cu care am încheiat studiile. Dacă a fost primul. Da. Și îmi vorbea mie și mă chema la pocăință. Și eu în seara aceea n-am discutat cu carnea și cu trupul și cu sângele.
pentru că știam că în lacul Betesda se vindeca acela care intra primul. Și eu am vrut ca să fiu primul, m-a atras așa de mult Domnul, vedeam în mintea mea cum este în timpul predicii e răstignit și cineva îl străpunge și venea cuvântul de la Amon, tu ești omul acela. Și eu în seara aceea am înțeles că Iisus s-a jertfit, s-a chinuit și a murit pe cruce pentru păcatele mele să mă spale. Și în fugă m-am dus la omul care predica, el m-a luat, am povestit în ce hal, unde am ajuns, că sunt la capătul prăpastiei și m-a dus într-o cameră și s-a uitat la mine și a zis, Micloș, lași să mă rog pentru tine. Și în lacrimi am zis, da. Și el, în câteva cuvinte, m-a dus în fața Domnului, în fața tronului de har și de îndurare a lui Dumnezeu și s-a rugat pentru mine și apoi s-a uitat la mine. Și a zis, dar tu ai vrei să te rogi pentru tine? Și ceea ce n-am făcut niciodată în viață, am căzut pe genunchi și am început să mă rog acolo și nu mai aduc aminte ce am zis, dar știu că am zis, Doamne, am stricat viața, m-am dus după capul meu, cum m-am gândit eu că e bine, dar uite, am ajuns la capăt. Nu mai pot să fac nimic pentru viața mea, dar tu dacă poți să mă ajuți, ai milă de mine. Și m-am ridicat de acolo cu mântuire, cu viață veșnică. Dacă îmi permiteți, și o să vă rog să continuați, în timp ce povesteați despre greutatea păcatului, mi-am adus aminte de Psalmul 32. Evident că l-ați avut și dumneavoastră în vedere. Aici se spune, ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate, cât zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea, mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea și Domnul a iertat vina păcatului meu. Cred că prin așa ceva a trecut și dumneavoastră cu acea povară. Da. Și ce a zis soția când ați ieșit de acolo? Cum l-ați văzut? Ce vi s-a părut schimbat fizionomia soțului? Aș vrea să vorbesc despre faptul că mi era foarte greu, tot îmi puneam întrebarea cu ce am greșit, ce n-am făcut bine. De ce nu-l împlinesc? De ce nu-i fericit cu mine, nu? Da. Și ca soție de preot și acolo, ce lucru rău am făcut că am ajuns în situația asta și am căutat și eu un loc în liniște unde pot să mă gândesc și să despre viitor, cum o să fie mai departe, că așa nu mai puteam să închipui să continuăm viața și așa am ajuns acolo, în locul acela unde ne-a chemat Domnul, pentru că El ne-a condus acolo, slava să fie a Lui. Vă referiți la acel loc unde a fost studiu biblic? Și da, unde a fost studiu biblic din Ungaria și când am văzut că am văzut deodată că ceva se întâmplă cu El, e așa liniștit, a venit la mine, mi-a cerut iertare și spune că nu promite că de acum încolo nu o să facă nimic așa care să mă jignească sau, dar încearcă și încearcă să asculte pe Dumnezeu și să slujească pe Dumnezeu și eu nu puteam să iert ce a făcut față de mine. Dar da, ați aflat despre ce e vorba. Da, am aflat înainte să mergem în locul acesta din Ungaria, la studiu biblic. Am aflat și eram total distrusă. Deci eram într-o stare foarte grea. Dar simțeam că trebuia să mă duc. Trebuie să mă duc cu el și să-mi limpezez gândurile, cum v-am zis. Și
când am văzut că s-a schimbat, ceva s-a întâmplat cu el, el e mai liniștit, ochiul strălucește, zâmbește, nu mai este omul acela ca până atunci, atunci Dumnezeu mi-a dat gândire, dacă el și-a iertat păcatul la soțul meu, atunci eu cine sunt că nu iert? Și a patrulea zi, înainte să venim acasă, Domnul a lucrat și în inima mea și m-a liniștit, m-a reînnoit gândirea și am văzut că de aceea am rămas eu așa curată, nu că eu sunt mai bună decât el, pentru că Domnul m-a apărat de atâtea lucruri și pentru asta pe el trebuie să slăvesc. Și da, spre oameni slujim, dar important să să iubim Dumnezeu din toată inima noastră și din tot sufletul. Din tot sufletul și tot cugetul, dar din mulțumire să slujim pe Dumnezeu. Și întotdeauna spun că este mai ușor să te pocăiești când ești în păcat și văz lucrul ăsta. Soția mea a fost când am luat, era o fată curată, cinstită, n-a trăit în desfrânări, părinții n-au lăsat să se ducă cu tineret, cu la locuri din ăsta unde petreceau tinerii, tocmai de aceea mi-a plăcut și am luat de soție. Și am văzut cât de greu este să se pocăiască și să se întoarcă la Domnul un om cinstit. Un om cinstit. Și a patra zi de joi am pus miercuri seara, m-am tot luptat să-l păstrez, să facem căsătoria. Să o păstrez, da. Și să facem căsătoria iarăși, să reînnoim. Rededicarea. Da, și am avut atâta dragoste de la Domnul față de ea atunci când m-am schimbat. Mi-a dat Domnul atâta dragoste. Am zis, nu mă interesează, scuipă-mă în ochi, fă orice, numai să mă ierți. Și în a patra zi, joi, când am predat miercuri seara, am zis, Doamne, așa cum am făcut cu viața mea, n-am putut salva-o. Acum nu pot pe soție, dar am nevoie de ea. Fără ea nu vreau să trăiesc viața asta, îl iubesc. Și fă ceva, Doamne, și joi trebuia să înțeleagă și că și fratele fiului risipitor trebuie să intre în casa tatălui dacă vrea să fie mântuit. El a fost cinstit, a rămas acasă, a lucrat în grădină, în curte, dar n-a intrat în casa tatălui. Părea că e în ordine cu el, dar era un fiu risipitor sau un fiu pierdut departe de casă și unul pierdut în casă, pentru că el a spus, zice, eu slujesc ca o slugă, ca un rob. Deci nu o făcea din dragoste, ci o făcea din obligație. Am acum soție de preot și trebuie să merg înainte să fac, știți? Da. Deci trebuia și relația lui schimbată vis-a-vis de tatăl. Da. Și ați reușit să depășiți și să vă... Cum ați venit? Cum a fost drumul de la Budapesta? Sau unde ați spus? Nu, era aici lângă graniță, cam la 100 de metri. Adică în România era. Da, veneam acasă cu bucurie, cântând în trabant, în mașină, lăudând pe Domnul. Și este interesant prima mărturie al meu. Am ajuns noaptea la ora 2 la granița română-maghiară. Deci a fost dincolo, a fost în Ungaria. A fost în Ungaria. Și doar veneam, că e aproape de graniță. Veneam acasă cu bucuria asta, veneam de la munte, de la prima întâlnire cu Domnul, cu prima dragoste. Și ies din mașină și vameșul se uite la mine ciudat. Era minus 17 grade Celsius afară, iarnă, în toiul iernii, la ora 2 noaptea, granița, încă în vremea aceea, în 98, încă mai era, deci te treceai cu greu.
și se uite vameșul la mine și strigă cu glas tare: Dumneata, de ce te bucuri așa? Și eu mă uit surprins de această întrebare și pentru că în săptămâna aceasta de evangelizare era vorba cum a deschis orbului de la lacul Siloam Iisus Hristos privirea, m-am recunoscut în omul ăsta pierdut, orb care cerșea acolo la biserică, nimeni nu n-a putut, Domnul Iisus l-a vindecat. Și mă uit la vame și zic, mă bucur pentru că văd. El vine aproape de mine, aproape de era mine. Era vameșul maghiar? Da, se uite în ochii mei și zice, dumneata, ai venit în Ungaria să te operezi la ochi? Și eu mă uit la el și zic, nu, nu recunoșteam vocea. Domnul Iisus Hristos mi-a deschis ochii și văd. El se uite la mine, prinde, avea o bonetă din ăla de grenicer, prinde boneta și se întoarce de la mine și zice, domnule, urcă în mașină repede și pleacă de aici. Nu s-a mai uitat în portbagaj, nu s-a mai uitat nicării. Un nebun în toiul nopții la ora 2 care zice în minus 17 grade că Iisus i-a deschis ochii să plece de aici. Și am ajuns lângă Oradea și o doamnă de la benzinărie umplea mașina și a pus peste, se uita așa la mine și dădea benzina și se uite și eu tot m-am mirat de ce se uite oamenii la mine și intru în mașină și întreb de la soție. Vă radia fața ca lui Moise odinioară. Exact, exact, amin. De ce se uite oamenii cu cine mă întâlnesc așa la mine? Și zice, tu nu vezi fața ta. Zice, cum te bucuri și ce fericire este în ochii tăi și în chipul tău. Și așa venea acasă, unde la biserică am mărturisit la masa Domnului păcatele în fața bisericii, am cerut iertare bisericii să mă ierte pentru cum am trăit până atunci și am început în biserică o viață nouă. Mai avem doar câteva minute, 5-6 minute din emisiunea prezentă și aș dori să vă adresați telespectatorilor cu un mesaj. Ce considerați că este lucru cel mai important în viață? Ce concluzie ați tras din acea primă experiență majoră cu Dumnezeu în viața noastră? Sigur, în emisiunea următoare vom continua să sondăm schimbarea vieții și reacția familiilor, a bisericii, a colegilor de slujire, a societății vis-a-vis de ce vi s-a întâmplat. Pace vouă, stimați telespectatori! Uitați, eu am avut o religie, am avut o viață religioasă, am fost preot, dar am înțeles faptul că acest lucru nu este de ajuns ca să fii mântuit. Ești mântuit doar prin credință și prin sângele sfânt a Domnului Iisus Hristos, care s-a jertfit pentru păcatele noastre, ca să ne spele și pe mine și pe tine pe Golgota. Și dacă nu l-ai primit pe acest Domn, poți să fii un conducător a unei biserici, poți să fii primar, poți să fii medic, poți să fii inginer, poți să ai orice meserie și poți să ai orice religie, nu te va izbăvi și nu te va mântui. Este nevoie de o relație personală cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. El a venit pe lumea aceasta, El s-a născut pentru tine și pentru mine, ca să ne caută, să ne izbăvească și să mântuiască. Dacă vrei să trăiești o viață împlinită pe pământul acesta, o viață plină de bucurii, de pace, de fericire, îți mărturisesc în această misiune că ai nevoie doar de El. Ai nevoie de o relație vie cu Domnul Iisus Hristos. În fața
televizorului, deschide inima și primește pe acest Domn, pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, cum am făcut eu, și vei fi mântuit și tu și casa ta. Amin. Așa să fie. Ați amintit un verset din Biblie care spune: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea și să-și piardă sufletul? De fapt, această pierdere a sufletului este pierderea sau nedobândirea unei relații personale cu Dumnezeu. Cât de fericiți sunt cei care ajung să aibă o astfel de relație. Deci, cum s-a spus, nu o religie, ci o relație. Mulțumim foarte mult familiei Bodiș pentru prezența la această primă emisiune. Mulțumim telespectatorilor. Fie să-L cunoaștem pe Domnul, fie să nu uităm că El vrea să-L cunoaștem într-un mod personal. Poți să fii budist, am spus-o și altă dată, confucianist, hindus, fără să cunoști întemeiatorii acestor religii, dar nu poți să fii creștin veritabil, creștin practicant, dacă nu te-ai întâlnit cu Iisus Hristos. Experiențele acestea sunt extrem de diferite. Cred că ați observat și dumneavoastră de-a lungul emisiunilor de la Să-L cunosc pe El. Nu sunt două experiențe identice, dar cert este că toți cei care s-au întâlnit cu Domnul știu lucrul acesta și își trăiesc viața în continuare prin prisma acestei trăiri cu Dumnezeu. Să-L cunoaștem pe Domnul, să ne bucurăm în El, să ne strălucească fețele de această bucurie, inima să fie plină de Dumnezeu, și atunci vom deveni molipsitor, atractiv pentru o lume care e nefericită și care nu prea mai găsește motive de bucurie de atâtea ori. Să-L cunoaștem pe El și să facem de cunoscut și altora. Dumnezeu să ne ajute. Amin.